Ce idei? Și atunci am zis extraordinar. Ideea cea mai ușoară, după părerea mea, dacă sportul devine una din prioritățile care și normal ar trebui să existe, pentru că e un segment social devine important. Devine până aibă. Uite, e un segment important ca și cultura, ca și sănătatea. Sunt segmente sociale în care trebuie să spese și trebuie să știi să investești în acest segment. Legat de stadioane, de ce zice Ilie, părerea mea e că cel mai ușor lucru e să fie preluate de primării care pot investi și puse în folosință pentru societate. Și atunci mai dai un concert, mai joci fotbal? Joci fotbal, concert, da, orice, da, fiecare da. Poate să facă pentru că... Și AGF-uri. Și atunci, imediat, AGF-uri sau primărie sau consiliile județene, că ele pot să investească în acest lucru, să renoveze totul, să fie bun și după aceea pe clubul care vine să-l închirieze, să plătești o dată ca să recuperezi investiția. Pentru că totul trebuie să-l... Și atunci poate să-ți-l închirieze, să-l recuperezi investiția care tu îți faci în un împrumut sau, mă rog, cum poate să avem fie. Două stadioane în București care sunt frumoase. Iar așa se poate face. Eu cred că altfel e foarte greu. Păi stai, mă, BNR-ul. Stadionul Sportul Zdențesc mie plăcea la nebunie. Și mie, atmosfera de acolo. Și BNR-ul ce avea? Cotroceni. Dă-i mă. Ăla prin Cotroceni și joacă de la bancă. Toți copiii joacă de la bancă, de la latul, că nu pot juca de studenții. Să faci asta în toată țara, eu vorbesc de la nivel național, nu vorbim în fiecare județ, în fiecare oraș. În oraș sunt stadioane care dacă s-ar pune... Gică, faptul că era aici... Dar trebuie un program la nivel național. Stai gândit, Gică, să... Un program la nivel național.